Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Un nou început pe care ne-l dăruiește Dumnezeu. Un nou început pe care îl așezăm nu sub semnul incertitudinii, ci sub semnul providenței, al speranței. Un început pe care îl așezăm sub mijlocirea Sfintei Tereza a Pruncului Iisus, după ce l-am așezat sub ocrotirea și mijlocirea Maicii Domnului și a Sfântului Iosif. Un început care aduce cu sine schimbări. Așa cum deja știți, astăzi în cadrul Sfintei Liturghii, trei noi profesori au primit acest mandat din partea Preasfințitului Iosif Pauleț și vor face mărturisirea de credință. Părintele Vasile Petrișor, Gabriel Hălânduț și Iulian Robu. De asemenea, un început în care aduc o mulțumire celor care au încetat oficiul lor de formator și respectiv vicerector, Părintele Eduard Soare și Părintele Ciprian Bejan Piser. Un început în care, așa cum ați cântat, invocăm asistența Duhului Sfânt pentru ca drumul nostru, itinerarul nostru, pelerinajul nostru spre Sfânta Preoție să fie și anul acesta rodnic. Ca de obicei, împreună cu noi, conducând rugăciunea, este Preasfințitul Iosif Pauleț, căruia îi mulțumim pentru prezență, însoțit de excelența sa, Petru Gherghel, pe care ne bucurăm să-l vedem din nou în mijlocul nostru. Ca să putem participa cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea Sfintei Liturghii de deschidere a noului an academic, acum la început să ne recunoaștem cu umilință păcatele și să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Purura Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amen.
călăsis de om. Dumnezeule, care deschizi porțile împărăției tale celor mici și smeriți, fă-ne să umblăm cu încredere pe calea Sfintei Tereza, pentru ca prin mijlocirea ei să ni se dezvăluie slava ta veșnică. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Bucurați-vă cu Ierusalimul și veseliți-vă pentru el, toți cei care îl iubiți. Tresăltați de bucurie cu el, toți cei care ați jelit pentru el. Căci veți suge și vă veți sătura la sânul mângâierilor sale. Veți sorbi și vă veți desfăta din belșugul gloriei sale. Căci așa vorbește Domnul.
Iată, eu voi întoarce spre el pacea ca un fluviu și gloria neamurilor ca un râu care se revarsă. Veți suge și veți fi purtați pe brațe și dezmierdați pe genunchi. Căci așa cum o mamă mângâie pe cineva, așa vă voi mângâia eu. În Ierusalim veți fi mângâiați, veți vedea și se va bucura inima voastră și oasele voastre vor înflori ca iarba. Mâna Domnului se va face cunoscută slujitorilor săi. Cuvântul Domnului. Te caut, Dumnezeul meu, în simplitatea inimii. Te caut, Dumnezeul meu, în simplitatea inimii. Doamne, eu nu am o inimă îngânfată, nici nu privesc cu trufie. Nu umblu după lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Este împăcat și liniștit, ca un copil înțărcat la sânul mamei sale. Da, sufletul meu este în mine, ca un copil înțărcat în brațele mamei sale. Nădăjduiască Israel în Domnul, de acum și până în veac. Te caut, Dumnezeul meu, în simplitatea Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, voi însă fiți zeloși față de darurile cele mai bune și eu vă voi arăta o cale și mai minunată. Dacă aș vorbi limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu aș avea iubire, aș deveni o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și dacă aș avea darul profeției, și dacă aș cunoaște toate misterele și toată știința, și dacă aș avea toată credința, așa încât să mut munții, dacă n-aș avea iubire, n-aș fi nimic. Și dacă tot ce am, aș da ca hrană săracilor, și dacă mi-aș da trupul ca să fie ars, dar n-aș avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic. Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă. Iubirea nu se laudă, nu se umflă. Ea nu se poartă necuvincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul primit. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură. Iubirea nu încetează niciodată. Profețiile vor dispărea, limbile vor înceta, știința se va sfârși. Căci noi cunoaștem în parte și profețim în parte, însă când va veni ceea ce este desăvârșit, ceea ce este în parte va dispărea. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil.
Când am devenit bărbat, m-am lăsat de cele copilărești. Căci acum vedem ca în oglindă, neclar, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Iar acum rămân acestea trei, credința, speranța și iubirea. Dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea. Cuvântul Domnului. Acestea celor înțelepți și învățați și le-ai revelat celor mici, spune Domnul. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În ceasul acela au venit discipolii la Iisus și i-au spus: oare cine este mai mare în împărăția cerurilor? Chemând la sine un copil, l-a pus în mijlocul lor și le-a spus: adevăr vă spun, dacă nu vă veți întoarce și nu veți deveni asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Așadar, cine se va umili asemenea acestui copil, acela va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Cuvântul Domnului. Excelența voastră, preasfințite Petru, cucernice părinte rector, cucernici părinți profesori, dragi seminariști, dragi surori și iubiți credincioși, care sunteți în comuniune cu noi prin RCS Media. Suntem adunați astăzi în jurul altarului din capela seminarului nostru romano-catolic Sfântul Iosif din Iași, pentru a celebra Sfânta Liturghie, Euharistia. Iar Euharistia vine din limba greacă și înseamnă aducere de mulțumire. Așadar, suntem aici, înainte de toate, pentru a-i aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne oferă, pentru că totul este darul Lui. Astăzi, în special, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru noul an academic,
pe care ne îngăduie să-l începem în mod oficial. Dar suntem aici și pentru a invoca ajutorul lui Dumnezeu, fără de care nu putem realiza nimic durabil în viața noastră. Avem în fața noastră mereu, aici în seminar, exemplu a trei sfinți: Preasfânta Fecioară Maria, model de zel, de curăție și de umilință, îl avem pe Sfântul Iosif, patronul principal al seminarului nostru, despre care Evanghelia spune că este vir justus, bărbat drept, credincios. Și avem pe Sfânta Tereza, astăzi pusă la loc de cinste, statuia ei, Sfânta Tereza de Lisieux, a pruncului Iisus, sau cea mică, patroana secundară a seminarului nostru, aceea pe care chiar astăzi, 1 octombrie, o sărbătorim, îi celebrăm memoria. Și pentru că o sărbătorim și ne este și patroană secundară a seminarului, vreau să ne îndreptăm împreună atenția câteva momente asupra ei. Sfânta Tereza de Lisieux oferă tuturor acelora care trăiesc în special în această casă, oferă un program de sfințenie, de slujire, de iubire. Și să nu uităm, privind la acest exemplu minunat de sfințenie, să putem urma drumul vieții noastre împlinindu-ne fiecare datoriile, iar voi, seminariștilor, pășind încrezător, an de an, spre Sfânta Preoție. Sfânta Tereza ne spune așa: calea spre sfințenie, știți, nici n-ar fi cazul să mai amintesc, chemarea la sfințenie este universală, fiți sfinți, pentru că eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Iar Iisus în Evanghelie spune: fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Și ziceam că Sfânta Tereza a pruncului Iisus ne spune așa: calea spre sfințenie trece obligatoriu prin simplitate și umilință. Două lucruri foarte importante: simplitate și umilință. Din păcate, astăzi sfințenia nu îi mai fascinează atât de mult pe oameni, cel puțin nu așa cum se întâmpla cândva, nici chiar pe preoți și seminariști. A existat în istoria Bisericii un timp în care cel mai mare și mai răspândit vis al oamenilor era acela de a deveni sfinți. Așa se face că atâția bărbați și femei, tineri și copii, se retrăgeau departe de lume, în pustiuri, în munți, sau intrau în mănăstiri pentru a fi cât mai aproape de Dumnezeu, pentru a deveni sfinți. Astăzi nu se mai întâmplă același lucru. De ce oare? Probabil pentru că avem o idee uneori greșită despre sfințenie, pentru că noi considerăm uneori că sfințenia înseamnă să te rupi de lume, să te rupi de ceilalți și să stai numai în rugăciune, să faci posturi îndelungate, să faci minuni poate, sau să ai extaze, semne extraordinare și așa mai departe. Dacă avem o astfel de imagine a Sfântului și a sfințeniei, atunci este clar că ne sperie și ne împiedică să pășim pe o astfel de cale
cale pe care ne indică Sfânta Tereza a Pruncului Iisus. Iată de ce suntem chemați astăzi să privim spre exemplul de sfințenie a Sfintei Tereza, pentru că nimic din toate acestea pe care vi le-am spus nu s-au întâmplat în viața Sfintei Tereza. Ea nu s-a rupt de lume, ea nu a făcut minuni în viața ei pământească, ea nu a stat toată ziua în rugăciune, nu a făcut posturi interminabile și așa mai departe. Ba mai mult, a trecut aproape neobservată de ceilalți. În ochii celorlalți care au cunoscut-o, părea o persoană absolut normală. Nimeni nu bănuia că în ea se ascunde o sfântă atât de mare. Cu puțin înainte de moarte, o măicuță zicea îngrijorată: Sora Tereza a Pruncului Iisus va muri curând și mă întreb ce va putea să spună Maica Superioară despre ea după ce va muri. Va fi pusă în mare încurcătură, căci această surioară n-a făcut nimic în viață care să merite să fie povestit. La înmormântare, în mormântarea sa, au participat doar 30 de persoane, în timp ce la mormântarea unui frizer, care a murit puțin după Sfânta Tereza, toți locuitorii din Lisieux erau prezenți. La câțiva ani după moartea Terezei, când s-a pus vorba despre canonizarea ei, Maica Superioară a intervenit imediat cu replica, și o știm toți. În cazul acesta, toate călugărițele carmelitane ar trebui canonizate. Nimeni nu se gândea să-i păstreze hainele ca amintire sau ca relicve. Nimeni nu se gândea că Tereza chiar a fost o mare sfântă. Da, Sfânta Tereza nu a făcut lucruri ieșite din comun în timpul vieții sale. Nu a făcut decât să accepte pe Dumnezeu în viața ei, să-L iubească pe Dumnezeu și să se abandoneze total în mâinile lui Dumnezeu, așa cum un copil se abandonează în brațele mamei sale. A împlinit exact cuvântul lui Iisus din Evanghelia pe care am ascultat-o: oricine se face mic ca acest copil va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și a devenit într-adevăr mare în împărăția cerurilor, atât de mare încât Papa Pius al XI-lea a spus despre ea că este, citez, cea mai mare sfântă a timpurilor moderne. Așa a trecut prin viață Sfânta Tereza de Lisieux, devenită patroana misiunilor. Luna octombrie este și luna misiunilor și o vom chema în ajutor pe Sfânta Tereza pentru a întări și a ajuta pe misionari, ba pe noi toți, ca să fim misionari la noi acasă. Și de asemenea Tereza, declarată și ca mare doctor al bisericii. Vedeți? Măicuța spunea, nu are nimic ce să povestească ceva despre această măicuță. Ce sfințenie era în această sfântă pe care astăzi noi o sărbătorim. Ea ne încurajează și pe noi. Și vrea să ne spună că sfinții nu au clopoțelul cu ei pentru a-i face atenți pe oameni. Ia uitați-vă la mine că sunt un sfânt sau o sfântă. Nu. Sfinții trăiesc în simplitate și în anonimat. Trăiesc lângă noi, trăiesc printre noi. Să mergem cu încredere pe calea sfințeniei,
și să imităm pe Sfânta Tereza trăind în simplitate și umilință. Sfințiile voastre, dragi seminariști, așa cum spuneam la început, astăzi suntem aici pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu, dar și pentru a-i cere ajutorul lui Dumnezeu la începutul unui an nou academic. Suntem într-un seminar, suntem într-o casă de formare a viitorilor preoți. Acest lucru exprimă tocmai particularitatea învățământului care are loc aici. Sfântul Augustin, la începutul unei cărți scrise imediat după convertirea sa și care se numește Soli Locvia, își imaginează un dialog cu rațiunea sa, rațiune care îl întreabă, ce vrei să cunoști? Iar el răspunde, pe Dumnezeu și pe mine însumi, la care rațiunea insistă, nihil amplius, nimic în plus, iar Augustin răspunde, nihil aliud, nimic altceva, nimic în plus nu mă interesează. Dragi părinți profesori și iubiți seminariști, suntem aici pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și a cunoaște omul, a ne cunoaște pe noi înșine. Viețile noastre, întrebările noastre, preocupările noastre, eforturile noastre, aspirațiile noastre, toate își găsesc sensul și răspunsul în această cunoaștere. Cunoaștere a lui Dumnezeu, cunoaștere a omului, cunoaștere a noastră înșine. Acela Sfânt Augustin spunea așa, nu se poate cunoaște decât ceea ce se iubește. Nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. Nu poți cunoaște omul dacă nu-L iubești pe om. Nu poți cunoaște sau înțelege preoția dacă nu o iubești. Nu poți cunoaște Scriptura dacă nu o iubești și am putea continua. Așadar, pentru a cunoaște, trebuie să iubim. Ați auzit ce frumos în lectura a doua de astăzi vorbește Sfântul Paul despre iubire. Toate trec, iubirea rămâne. Este cea mai mare dintre toate. Vă îndemn de aceea să trăiți aventura cunoașterii, lăsându-L pe Dumnezeu să vă călăuzească, să vă transforme inimile cu iubirea sa negrăită. Să-L iubiți pe Dumnezeu, să iubiți rugăciunea, să iubiți Sfânta Liturghie, să vă iubiți unii pe alții, să trăiți iubirea. Îi cerem astăzi ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și a Sfintei Tereza a Pruncului Iisus, pentru ca ei, prin mijlocirea lor, să susțină și să inspire, să ne inspire pe toți pe drumul vieții și al sfințeniei, pe drumul cunoașterii și al iubirii. Și pentru că această sfântă liturghie este transmisă prin Ercis Media, vreau să adresez tuturor studenților și profesorilor universitari curaj și succes în noul an academic. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Și acum cei trei profesori vor face profesiunea de credință la începutul mandatului misiunilor de slujire aici în seminar ca profesori
și după ce fac introducerea vom continua noi toți, iar concluzia tot ei o vor face. Așadar, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, conștienți că facem parte în viața Sfintei Terezei a Pruncului Iisus, vedem că Dumnezeu îi iubește pe cei smeriți și le dăruiește înțelepciune și tărie acelora care își pun toată speranța în El. Să ne recunoaștem în fața Lui sărăcia și slăbiciunea și să-i cerem prin Hristos, Fiul Său unul născut, tot darul și binecuvântarea în Duhul Sfânt pentru toți studenții, seminariștii, profesorii și formatorii institutului nostru. Părintele Luminii, revarsă în inimile seminariștilor și ale studenților darul înțelepciunii și al științei. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le seminariștilor și studenților statornicie și spirit de jertfă în pregătirea lor intelectuală și morală. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează și întărește în toți tinerii sentimentul de recunoștință, respect și ascultare față de părinții și educatorii lor. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-i și întărește-i pe toți învățătorii, profesorii și formatorii și binecuvântează-le munca. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria,
ocrotește-i pe tineri și pe educatorii lor de orice rău sufletesc și trupesc și dăruiește-le bucuria încrederii în ajutorul Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a răsplăti cu harurile Tale pe toți binefăcătorii noștri, iar celor care au trecut din această lume, deschide-le porțile fericirii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le odihna veșnică elevilor și studenților, profesorilor și formatorilor care au plecat din această lume. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, Părinte îndurător, ca viața plină de credință și iubire a Sfintei Tereze a Pruncului Iisus să trezească în sufletele noastre dorința sfântă de a ne apropia cât mai mult de Tine, iar rugăciunea ei să ne dobândească harurile necesare. Așa Te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Oh,
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa spre lauda și mâinile Dumnezeu, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Preamărind minunile pe care le-ai înfăptuit în Sfânta Tereza, implorăm cu umilință, Doamne, Maestatea Ta, să primești cu bunăvoință faptele slujirii noastre, după cum ți-au fost plăcute meritele ei, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeu. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci în viața sfinților, care pentru împărăția cerurilor s-au consfințit cu totul lui Hristos, noi cinstim lucrarea minunată a providenței tale, prin care readuci firea omenească la sfințenia de la început și dăruiește o pregustare a bucuriilor ce o așteaptă în viața cea veșnică. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinții, te lăudăm cântând fără încetare. Thank you.
ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când Vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, Îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi, cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfânta Tereza a Pruncului Iisus și cu toți Sfinții, prin a care o mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întărind credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească
unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de aporuri de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită, ci venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și măria în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Domnul Tău. Într-o înclinare a capului, dăruiți-vă pacea. Thank you.
Ce Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune-mi numai în cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. La masa sfântă, primiți-l pe Iisus. El însuși vă așteaptă pe toți cu dor nespus. Oh,
Să ne rugăm. Tainele pe care le-am primit, Doamne, să aprindă în noi puterea celei iubiri, prin care Sfânta Tereza s-a dăruit ție cu totul și a implorat fără preget pentru toți oamenii îndurarea ta, prin Hristos Domnul nostru. Urmează binecuvântarea finală, dar înainte de ea vreau ca împreună cu Preasfințitul Petru să vă urăm din suflet curaj în acest nou an academic, în ciuda faptului că suntem în timp de pandemie, trebuie multă atenție, multă prudență, să vă feriți de tot ceea ce ar putea ca să vă pună în pericolul de a vă contamina. Aveți regulile deja fixate de Părintele Rector și le cunoașteți, străduiți-vă din răsputeri să le respectați, ca să vă puteți desfășura normal acest an academic pe care îl inaugurăm astăzi cu această sfântă celebrare. Vă dorim din toată inima succes, atât părinților, profesori și formatori în munca de formare a viitorilor preoți, cât și vouă, studenților, în activitatea și munca voastră de pregătire pe toate planurile, ca într-o zi să ajungeți și să rămâneți toată viața preoți după inima lui Iisus. Preacurata Fecioară Maria, Sfântul Iosif și Sfânta Tereza să vă ocrotească, să vă păzească de rău și să vă susțină pe drumul formării voastre. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.